Bună seara, dragi prieteni! Da, înainte de ora 20 avem înscrierile. Aș vrea să văd toată lumea care e online și care dorește să joace în seara asta și apoi să analizăm partidele. Până atunci, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui material video pe care l-am făcut pe site-ul chessopen.net. Este vorba de un nou proiect prin care vom încerca să explicăm procedeele tactice. Sunt folositoare mai ales pentru copii, dar și pentru cei mai avansați, pentru a înțelege toate procesele care stau în spatele unei combinații. Și de aceea e foarte bine să împărțim un element tactic în părțile componente și să le explicăm pe fiecare. M-ar interesa și feedback dacă a urmărit cineva materialul cu captura. Cei care m-ați salutat, doriți să vă și înscrieți? Haideți acum să vedem cine se înscrie pentru... pentru joc. Dan Ambru, da. L-am notat. Până atunci, aș vrea să vă amintesc de turneul de la Severin. Am să și deschid invitația să o vedeți. Deci avem un domn de la Sovata, un domn din Cluj pe Dan, domnul Duma, sper să nu fac microfonie, am să intru pe invitație. Deci, după cum puteți vedea și pe ecran, Șah Club Oltenia vă invită la Hotelul Continental din Drobeta, Turnul Severin, în perioada 30 aprilie-3 mai. Pentru cei care n-ați înțeles sau vi s-a părut un pic mai dificilă invitația, sunt 4 turnee clasice. Pentru cei sub 1600 ELO aveți 7 runde în care puteți juca șah clasic. Este o ocazie extraordinară și mai ales la fiecare turneu pe tranșe ELO, la 1600, 1800, 2000 și 2200 ELO, sunt aceste premii. Deci la Cupa 2200, 2000 și 1800 avem 1000 de lei, 500 de lei și 250 de lei. Mai rar astfel de premii pentru jucători amatori sau copii. Apoi, la Cupa 1600 sunt 5 premii de data asta, deci în plus față de 100, 500, 250 de lei, mai avem 150 de lei și 100 de lei pentru locurile 4 și 5. Vă puteți face o vacanță de 1 mai foarte plăcută. Mai jos găsiți și programul la fiecare turneu. Iar pentru cei care doresc să joace cu jucătorii cu calificare mai înaltă, până la 2450 ELO, există un turneu de șah rapid. Nu există restricții în ceea ce privește participarea. Cine participă la turneul de șah rapid sub 2450 poate participa și la turneele celelalte sub tranșă ELO. Se oferă reduceri la cazare pentru grupuri
Și, de asemenea, poate fi o vacanță frumoasă pe malul Dunării. Sunt o grămadă de turnee de atracții turistice. Este și o cină festivă la care se poate participa și prețurile sunt extraordinar de accesibile. Vă rog să scrieți mail dacă vă interesează. Păi nu se suprapune. Haideți să vedem. Deci, Open-ul de șah rapid este în 1 și 2 mai și cupa, da, e în 1 și 2 mai, de la 10 și de la 16. Să văd, 10-16, da, din păcate se suprapun. Dar oricum bănuiesc că nu vrei să riști premiul la... Nu vrei să riști premiul la categoria Elo dacă... Da, deci ca și înscrieri, pe cine avem până acum? Îl avem pe Dan Ambru. Avem pe Duma, El Usovata, toată lumea e familiarizată cu Antal Andrei. S. Costin. Ce ai vrut să mă întrebi cu, vă rog, ce material? Costin 81. Și mai avem... nu știu dacă va fi anunțat și pe Ferășah. Îl găsiți aici, pe linkul acesta pe care mă uit eu în prezent. V-am trecut aici linkul. Este turneu oficial cu trimitere la FIDE cu cel mai bun arbitru din România, domnul Chiril Radu Constantin. Probabil că va fi anunțat și pe Ferășah. Bănuiesc că promptitudinea depinde de administratorii site-ului Ferășah. Mai e cineva online? Pe lângă cei 5 am pierdut pe cineva, deci îl avem pe Costin, Andrei, Dan, Duma 2015 și Sovata. Ovidiu. Da, uitați că ne ajută adminul. Da, Duma. Uite, ți-a răspuns adminul. Cererea de omologare va fi trimisă săptămâna viitoare la Federație. Păi am să le dau niște numere și o să facem tragere la sort să vedem în ce ordine jucăm. Ovidiu, vrei să joci? Ar fi de mare ajutor dacă ați spune și prietenilor voștri și să popularizăm cât mai mult șahul, să vină să joace, să urmărească materialele de pe CES Open este o inițiativă lăudabilă și eu și colegii de la Asociația Prologos chiar ne dorim să facem șahul cât mai popular și să ajutăm la promovarea șahului, fiecare jucător să înțeleagă. Da, Andrei, și noi avem concursuri de șah. Deocamdată atâta putem vinerea seara să ne întâlnim. Paulero. Da, Paulero a ocupat ultimul loc. Vrei să joci, Paulero? Sau nu mi-ai confirmat că ai anunțat mai mulți prieteni? Și m-ar interesa și feedback despre materialele de pe site-ul chessopen.net. Am înțeles.
Dacă mai dorește cineva să joace, ca să putem să începem. Să vedem cine este online. La camera cafe. Am să dau sonorul mai încet. Data trecută s-a auzit un pic mai tare. Hai să vă adaug la prieteni și pe Sovata și pe Andrei Antal. Apoi vă voi putea găsi mai ușor și voi puteți să faceți același lucru. Nu-l văd pe VV Dan, încă nu este intrat. Și... Să începem cu... Ba da, este și Dan. Nu putem să-l selectăm is friend pentru că este guest. Duma 2015 și Costin, nu vă văd online. Am să încep cu Sovata. Da, eu te văd, Dan, dar... Duma, nu te văd online. Sovata, dacă ești pregătit, ești primul. Vom face la fel ca data trecută. Vom juca trei partide și apoi le vom analiza. Vă rog și cei de pe margine care urmăriți partida, dați-mi feedback, notați întrebările dumneavoastră și eu voi încerca să vă răspund în cursul analizei. Sovata, te rog aici la formulă, cum vezi pe ecran, să fie deactivată formula. Da? Că atunci, în momentul în care dau challenge-ul, poate fi respins direct de către formulă dacă ai vreo formulă. Deci formula să fie deactivată. Challenge, îți dau eu challenge. Sovata, începem la 3. Gata, am început. Deci în timpul ăsta m-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați notat întrebările voastre pe chat și după partidă eu le pot comenta.
destul de bună partida. O vom analiza după ce jucăm 3 partide. Următorul, haideți să luăm pe Duma și apoi pe Dan. Nu văd nicio întrebare. Ați urmărit partida, m-ar ajuta să văd ce înțelegeți fiecare ca să știu la ce nivel sunteți, astfel încât eu să-mi ajustez comentariile în funcție de nivelul vostru de înțelegere. Uitându-vă la partidele maestrilor sau la partidele altora, e un prilej să vedeți propriul proces de gândire de pe margine. Duma, am să-ți dau challenge-ul acum. Te rog și tu să deselectezi formula de aici, să nu fie activată, deactivate. Ești gata, Duma? Aparent a greșit mult. Tocmai asta vreau să învățați din stilul meu, să fiți orientați mai mult spre greșelile adversarului și să le exploatați, nu neapărat să faceți voi ceva activ. Deci mai ales la Blitz. Duma, te rog să scoți formula. Mi-a dat direct reject. Duma, mă urmărești? Deci formula să nu fie activă. Ce se întâmplă, Duma? Bine, trecem mai departe la Dan Ambru. Așteptăm pe domnul Duma să-și scoată formula. Nu te mai văd acum. Ah, VV Dan, pardon, scuze, era aici. Acum sunt eu cu albul de data asta. Probabil că țin în minte calculatorul de data trecută când am jucat cu Dan cu negru.
Of. Foarte bine, foarte bine. Din păcate, în timpul partidei uit să calculez cum calculez normal și mă tot gândesc la explicațiile care le pot da ulterior. Așadar, să vedem dacă a revenit Duma 2015. Da, se poate da pionul din B2 Ovidiu. Practic, în deschidere, un pion valorează aici, este întrebarea lui Ovidiu. Un pion poate fi asimilat cu două tempouri. Și regina neagră pierde mai mult de două tempouri până după damă de 2. Dacă ia pionul, eu o să joc tura la B1. Apoi dama a 3 și pierde foarte mult regina până se întoarce. Deci e o informație utilă pe care o puteți ține minte. În deschidere, înainte să se facă rocada, un pion este compensat de două tempouri pierdute. Deci dacă reușiți să faceți două mutări cu tempo, să câștigați două tempouri asupra uneia din piesele adversarului, da. Hai să vedem Duma. Îți dau challenge acum. Da, acum e bine, e de bifată. Duma. Da, e blitz, da, nu erai pierdut. Duma, nu trebuie să dai click pe mine. Joacă în căsuța de challenge, trebuie să accepti. Exact. Foarte bine. Iarăși eu cu albul? Am cumva setat numai cu albul? Stați un pic. Stați că dau abort să văd ce se întâmplă, de ce am numai cu albul, încă o dată. Challenge. Închide, te rog, fereastra, Duma. Vreau să văd de ce îmi dă numai cu albul. Ba nu, e automatic. Îți mai dau o dată. Ar trebui să-mi dea în mod normal una cu alba, una cu neagra. Nu, stai că-ți dau așa, Duma, îți dau cu negru eu. Acum, trebuie să mai accept o dată, Duma. Scuză-mă. A vrut să-ți dau albă. Închid partida cu Dan. Da, e un site foarte bun, PlayChess-ul. Încă o dată, Duma. Aici aveți Tactic Training. E o opțiune foarte utilă pentru cei care aveți cont. Puteți în timp de 5 minute să rezolvați exerciții tactice care vă sporesc acuitatea tactică. Foarte agresiv toată lumea azi.
De ce înapoi? Mai bine jucai sus. Pe H4 și apoi pe G3. Acum ai apărat nebunul din F5. Înainte mergea poanta asta tactică, dar acum nu mai funcționează. Da, foarte bine jucat Duma, cu curaj, toate piesele la joc, ieșit pe poziții bune. Facem acum pauză de analiză și apoi revenim cu Antal Andrei, cu Costin și dacă mai e cineva. Am să ies un pic din program. Documents, chess base, play chess, my internet games și aici am 1000 de partide să vedem pe rând. Se vede bine tabla? Aștept întrebări dacă
Deci, prietenul nostru din Sovata a jucat o schemă foarte solidă, cunoscută sub numele de triunghi. Este îndreptat împotriva nebunului din Q2. Albul va vrea cu orice preț să joace D4 și să dea și străpungerea E4 ca să-și lungească diagonala nebunului, în vreme ce scopul negrului este să-l țină cât mai închis. După D4, mutarea H6 e un pic pasivă. Cum am mai menționat și în celelalte ediții, problema principală a negrului este nebunul din C8. Și de aceea mutările normale sunt ceva de genul cal BD7. Da? Și aici ori damă C2, ori damă D3. Așa vroiam să joc, cum am și jucat cu damă D3. Rocadă, cal C3, B6, E4 și nebun A6. Deci te rog să reții poziția nebunului din A6. Practic, negrul își dorește din tot sufletul să-l facă pe alb să bată ceala de 5 și el să reia cu C-ul sau chiar și cu E-ul. În anumite variante, de exemplu după B3, tur C8, dar nu aici, la dama C2, să zicem că am jucat similar, B6, cal BD2, rocadă, E4, nebun A6, tură C8, pui presiune pe dama asta de aici, și după E5, cale 8, aici la un moment dat pot să iei și cu E-ul. Bineînțeles că nu pot să iau încă, trebuie să joc turnul 1. Și aici după C5, bineînțeles, pot să reieși cu E-ul și calul ăsta din E8 vine foarte bine, cal C7, cal E6. Dar revenind la varianta noastră, e o tensiune aici tot timpul, dar joci turn C8 așa, cu ideea C5 și nebunul stă bine acolo. E5 nu e așa de periculos, întrucât dama lucrează singură și nebunul ăsta e în G2. Nu poate participa la atacul câmpului H7, deci nu e așa de periculos să-ți dau E5-ul. H6 slăbește câmpul G6. Dama D3, A6, ai combinat ideile între ele. A6 merge, dar după cal C3 trebuia să joci B5 măcar. Joci B5 direct și aici dacă albul închide centru, atunci mai târziu poți să aduci nebunul ăsta ca în Stonewall. Să joci nebun de 7, nebun de 8, tragi calul acolo și îl scoți pe partea cealaltă. E bine cu B5 să-l provoci pe alb să închidă centru. Normal, albul nu va trebui să închidă centru, ci să joace B3. DC4, damă C4, B5. N-aveai nevoie de A6 pentru B5. Dacă vrei să faci ideea asta, o puteai face direct. Pardon. O puteai face direct aici, fără A6. DC4, damă C4, B5. Și apoi vezi dacă ai nevoie de A6 sau nu. E un tempo pierdut. Dacă vrei ideea asta, puteai să o faci direct. B5, damă D3, nebun B7. Care e scopul tău? Tu vrei să dai C5. Și atunci, cale 5 este îndreptată exact împotriva mutării eliberatoare C5. Câtă vreme negru rămâne cu nebunul slab în B7, albul stă mai bine. Nebun D6, ai încercat frumos să complici. F4, albul încearcă să-și mențină piesa cea mai avansată pe poziție stabilă. Damă C7, nebun E3, cal D5, nebun F2. Nu vreau să-ți dau perechea de nebun și eliberez și pionul E4. Nebun E5, interesant. Aici puteam să bat și cu pionul cu amenințarea nebun C5, nebun B6. Nebunul din F2 nu mai are oponent, deci poziția oricum e slabă pentru negru acum. F5, rocadă, cale 4, F5. E o mutare care funcționează numai dacă albul bate en passant. Dacă albul nu bate en passant, nu ajută la mare lucru.
Practic, albul păstrează poziția neschimbată. Era mai bine să dezvolți piesele și să încerci să dai C5-ul. Încerci cu orice preț să dai C5-ul. Cal de 7, tură C8 și C5. F5, nebun C8, turna C1. Cal B4 a fost o încercare interesantă, bineînțeles. Nu trebuia să dai calul, dar după cal de 5, oricum, albul se poate întoarce. Din păcate, nebunul și tot flancul damei e nedezvoltat. Albul se poate întoarce pe diagonala asta. Bineînțeles, va trebui să joci la un moment dat, nu știu, să joci ceva gen nebun aici și la dama de 3 să încerci asta, da? Oricum e destul de greu. Acum calul se poate întoarce pe traseul celălalt. Poziția e cum se întoarce calul. Voi veni cu nebunul aici, vă dai nebunul pe calul din D5. Da, e cu verde, că apără foarte bine poziția și apoi poate calul alb din C5 să intre la C6. Dacă mai are întrebări prietenul nostru din cu plăcere, Duma, trecem la cea de-a doua partidă. Cu Dan, el a jucat o apărare modernă, hibrid cu Carocan. Bineînțeles, negru își dorește din sufletul ca albul să împingă E5 și ăsta a fost planul meu, să nu joc E5. H3, H5 mi se pare o mutare destul de angajantă care slăbește câmpul ăsta și e prematur, întrucât manevra cal H6 cal F5 nu e încă posibilă. Da, am jucat nebun F4 intenționat ca să atrag dama B6, că puteam să joc nebun E2, care era mai firească și acum negru probabil trebuie să bate, joacă cal D7, fac rocada și joacă la un moment dat cal F6. Deci mutarea H5 nu folosește foarte mult în poziția asta, că tot cam aici se ajunge. Dimpotrivă, acum, într-o variantă de genul ăsta, albul are câmpul G5 pentru cal. Deci mutarea H3 e îndreptată împotriva nebunului din G4, dar H5-ul este prematur. Albul are două piese dezvoltate, ar trebui și aici, în poziția asta, negru să dezvolte și el o piesă, chiar cal F6, să provoace. Să provoace împingerea E5. Nu e chiar așa de rău. Poate Dan s-a temut de E6, dar E6 nu e chiar așa periculos, pentru că după cal G5 are cal F8 și a betonat foarte bine aici. Deci elementul central al poziției aici e tensiunea între acești doi pioni. Nebun F4, damă B6, damă D2. Mie mi se par pline de învățăminte partidele astea și chiar așa aș vrea să-i răspund unui prieten de-al nostru care a comentat pe Facebook că nu are rost să comentăm blitz la 3 minute. Noi nu comentăm aici blitzul la 3 minute, noi discutăm structurile de șah. Adică dacă vei greși mutarea H5 la 3 minute, o vei greși și la tablă. Păi da, Dan, trebuia să iei în E4, sigur, aici. Trebuie să iei în E4 și uite, să vedem opening book ce zice, sau cal F6. Uite, mutarea cal F6 cea mai bună. E5 și acum cal FD7. Deci ăsta mi se pare planul. Dacă mutarea E6 nu funcționează, se intră într-un soi de franceză în care albul trebuie să mai rezolve și el calul din C3. Uite, o posibilitate ar fi nebune 3. Posibilitatea ar fi nebune 3 și acum cal F8 cu blocada, tot pe câmpuri albe faci blocada cum ai vrut tu, dar fără să joci H5. H5-ul mi s-a părut prematur, îți slăbești rocada mică, nu vei mai putea să faci rocada mică. Damă B6, damă D2, haide să vedem aici ce se întâmpla. Eu am zis că am compensație suficientă. Dama nu lucrează cu nimeni, din cauza că
pionul din D4 blochează foarte bine încrucișarea damei și a nebunului. Am zis aici că bat. Deci ăsta era planul meu. Și acum practic recuperez pionul și dama a ieșit din joc. La următoarea joc nebun de 3 și subliniez încă o dată faptul că pionul a plecat în H5. Cal H6, pe aceeași idee. Acum am luat pionul, poate era mai în spiritul poziției. Inițial am vrut să joc rocada mare. Era interesant să joc rocada mare, pentru că negru e foarte greu să-și pună regele undeva bine. De exemplu, D4, cale 4, nebun aici și acum pot să joc nebun de 3. Și acum calul ăsta rămâne afară din joc și rocada mică nu mai merge. Rocada mare e foarte greu de făcut cu nebunul ăsta din F4 în joc. Da? M-am abătut de la principiile mele în care spun nu schimba caracterul poziției. Cumva, luând pionul ăsta, i-am justificat calul din H6. M-am grăbit să iau un pion. Acum am jucat cala 4 ca să îndepărtez unul din cele trei atracuri grupate care erau pe D4. Negrul atacat de 3 ori pe D4, era apărat doar de 2 ori. Damă de 8. De C6, cal C6. Din păcate, întotdeauna când iei material, îl ajuți pe adversar să își aducă piesele mai bine. Și negrul încă are joc activ. A jucat foarte bine. Se vede că pentru pionul sacrificat, negru a obținut un cal foarte puternic aici. Cred că era mai bine pentru mine să las calul afară din joc și să nu am pion în plus. Cal C3, a trebuit să mă întorc să apăr pionul. Nebun F5, nebun D3. Din nou m-a hăituit. Am făcut de 2 ori aceeași greșeală. Aici iarăși am schimbat caracterul poziției. Mă incomoda presiunea asta. Cal cu pion pe C2. Tot timpul vreau să plec cu calul din C3 și nu puteam. Și de-aia am decis. Dar în mod normal acest pion e mai tare decât pionul E5, care blochează și nebunul. Deci vedeți ambele decizii. Când am schimbat caracterul poziției, ED5 aici și D-a la E6, en passant, sunt în favoarea negrului. Deci de fiecare dată când am schimbat caracterul poziției, am cedat niște avantaje care le obținusem deja și am transformat poziția în favoarea negrului. Cale 6, cal de 5. Am încercat să cimentez calul ăsta înainte să... Am încercat să-l momesc aici să joace nebun B2, care nu era grozavă, pentru că jucam tură B8, se retrăgea și dintr-o dată turnul ajunge foarte puternic pe linia 7-a, controlează E7-le și colaborează cu calul, cu ideea de cale 7 șah turn. Mi se pare că învățăm foarte mult din partidele astea. B6, C3, vreau să limitez diagonala nebunului. Foarte bine cal C5, mutare de blitz, am eliminat presiunea și acum dacă vreau să schimb damele, trebuie să le schimb direct. Tură de 1 n-a prea avut rost, tură e 8 și acum am greșit jucând cal B4. Cal B4 e o mutare foarte proastă. În primul rând duce calul aiurea. Nu sunt pregătit pentru ce am vrut eu cu cal C6, trebuia să joc simplu damă F3 și să ameninț plecare din cal. Și să las turnul afară din joc. După aia pot să îmbunătățesc poziția cu tură de 3, tură de 1. Nici de cum nu trebuie să mut cea mai avansată piesă. Când aveți piese avansate, v-am spus și data trecută, încercați să le mențineți acolo cât puteți. Dama E7, dama F3, tur F5, foarte bine a complicat lupta, dama C6, deja aici negru are compensație din plin, piesele albului și-au pierdut toată cooperarea numai de la mutarea cal B4. Dama E2, cal D3, am încercat să complic aici, șah, rege H7,
n-am înțeles de ce am jucat asta, trebuia să bat simplu pionul. Trebuia să bat simplu pionul. Probabil că aici negru trebuie să încerce ceva, o idee de șah etern. Nu știu de ce n-am luat pionul. Am avut iluzia asta că pot să bat în E6, dar din păcate după damă de 1 am pierdut o piesă. Deci mai bine luam pionul direct și n-am mai avut timp și am jucat încă niște mutări slabe. Felicitări, Dan, încă o dată. În ciuda deschiderii mai puțin reușite, ai reușit foarte bine să pui presiune și ai scos maxim din poziție. Cu Duma, mi-a plăcut foarte mult partida cu Duma. Practic se intră într-o franceză după D4. E ca și cum am avea E4, E6, D4, D5. E5. Și D5, practic, asta este poziția care se obține, dar s-a obținut după ordine diferită de mutări. A6, pentru a evita legarea calului din C6. După cum se vede, nebunul de aici lucrează foarte bine cu calul din E5. Nebun D3. Sper că suntem online încă. Da, nebun D3. C4, nebun C2, nebun D6, rocadă, trebuia să joc cal C6 aici, cale 7, tură E1, cal BC6, cale 5, foarte bine. A preluat inițiativa, un singur minus are mutarea cale 5, calul nu va mai putea să vină la G5, să atace împreună cu nebunul la H7, dar e o poziție foarte bună pentru cal. Rocadă. Poate era interesant, mai ales în condiții de blitz, o mutare gen tură E3 aici, turn E3. După care amenințarea nebune la H7, urmat de turn H3 și dama H5 cu mat pe H7 era foarte interesant. Bineînțeles, la turn E3 trebuie să joc din nou nebun F5 să elimin toată presiunea din poziție. Cal D2. Nebun F5, cal F3, problema mare a negrului e că n-are damă de 7. Deci, observați, într-o poziție simetrică, cât de mult contează să depășiți cu o piesă jumătatea tablei și să fiți foarte activi. Turne 8, nebun G5, poate mai putea fi pregătit. Poate era bine să fi jucat nebun F4 și damă de 2. Pentru că nebun G5 permite furculița și sunt greu de calculat complicațiile la blitz. Cal C6, BC6 și dacă vrei sacrificiu Duma, trebuia să bați tura la E7 acum, era interesant. Turnia la E7, eu vroiam să joc... Da, e destul de problematic, pentru că trebuie să bat cu dama. Trebuie să bat cu dama, iei nebunul și iau aici, tot cu o calitate în minus rămâi. Deci se pare că e similar. E foarte greu să intri în complicații de pe locul 2, practic. Eu execut primul atacul și albul intră în complicații de pe locul 2. Cal C6, BC6, turne 7, da, aș juca nebun C1. Aș fi preferat, cum am zis și în timpul partidei, nebun H4. Damă de 7, adică pionul din B2 se apără singur. El va juca la B3, nu are rost să mă întorc eu cu nebunul să apăr pionul din B2. Și nebunul nu e în pericol aici la H4, că se întoarce la G3. Poziția era foarte echilibrată. Nebun C1, damă de 7 și aici n-am înțeles care a fost... scopul. După aia a jucat foarte bine Duma în continuare. Eu m-am grăbit aici, am schimbat damele, bineînțeles, nu
Nu se justifică să dau un pion, dar mi-a scăpat aici după A4 că poate juca B4. Probabil în condiții de blitz era interesant să fi dat nebunul și să nu dau pionul ăsta, să încerc să iau A2-ul și să câștig cu A4-le. Era interesant în condiții de blitz, dar am jucat mai liniștit poziția. Aici a fost iar un moment critic în care m-a lăsat să dau F4 și cred că aici s-a terminat. Odată ce a deschis turnurile pentru coloanele pentru turnuri, turnurile intră în poziția adversă. Aici cu turn în minus, mă rog, a încercat să mai complice lupta, dar a fost inutil. Revenim cu Andrei Antal, cu Costin și să vedem cine mai este. Să văd dacă ne-a pus Duma vreo întrebare. Da, viteza, dar eu zic să ne concentrăm mai mult pe șac și mai puțin pe viteză. A, viteza cu turn E7. Da, dar ca idee, nu joci nebun C1. De ce să ai viteză înapoi? Îți faci viteză înainte. Intrăm din nou la Play Chess. Andrei is online sau is online. Depinde cum, în ce limbă citim. Social, să vedem. Andrei, da? Și Costin, dacă mai este, să ne dea un feedback. Urmează Costin. Hai să dăm cu negru și la Andrei, că data trecută am jucat eu cu albul și să... Andrei, te rog să scoți formula. Andrei, te rog să deselectezi. Da, ideea e să nu te gândești, să faci mutarea normală, Duma. Adică, nebun C1 îți întrerupe și legătura între dama din D1 și turnul din A1. Andrei, nu ai scos formula. Pierdem mult timp aici. Andrei, dă-mi tu, te rog, challenge unrated. Nu e scoasă formula, că altfel nu-mi dă refuz așa direct. Refuz direct dă numai... A, sau să dau culoare automatică, poate ai... Da, acum mi-a luat. Acum e deselectată formula. Te rog să accepti aici joc, Andrei.
Da, mulțumesc, Andrei. Trebuie să te concentrezi mai mult la început, nu să dai piesele și după aia să joci cu două piese minus. Că am timp, 45 de secunde sunt suficiente. Costin, dacă mai este. Costin, mai este? Costin, aștept pe mail sau dacă mai e cineva care vrea să joace. Dacă nu, trec la analiza cu Andrei și încheiem pentru seara asta. Încă o dată vă amintesc de acest turneu de la Severin. Sunt 5 turnee, practic, un turneu de șah rapid cu Elo sub 2450. Și 3 turnee pe tranșe Elo, 4 turnee pe tranșe Elo, sub 1600, sub 1800, sub 2000 și sub 2200, cu premii foarte bune, mai ales cel pentru amatori. Sub 1600 mi se pare un turneu extraordinar, o ocazie și de a vedea maestri internaționali și mari maestri la turneul de șah rapid și de a juca un turneu cu premii foarte bune. Costin, am să mă uit dacă e Costin. Dacă nu, am să analizez partida cu Andrei și am să închei pentru această seară. Să Costin 81 nu este. Închidem așa partidele. Mă bucur că am reușit să analizăm mai pe larg pozițiile jucate. Au fost niște structuri foarte interesante care pot surveni și la partide normale. Așa, să vedem partida cu Andrei. D4, D5, E3, o primă greșeală, Andrei. Nu are rost să-ți închizi nebunul. Dacă vrei să joci mai liniștit, joci cal F3. Exact, joci cal F3, cal F6, nebun F4 și dacă vrei să joci, să zicem C5, dacă vrei joci E3 aici, având nebunul în fața lanțului de pioni. Nu în spatele lanțului de pion cum l-ai avut tu pe C1. Deci E3 e o greșeală, funcționează doar la sistemul call, dar și acela, cal F3, cal F6, aici E3 are niște idei foarte clare. C5, C3, cal aici, nebun aici, E6, rocadă. Cal BD2, rocadă, dama E2 și după aia dai E4. Repede și vei deschide nebunul din C1. Trebuie să fii conștient când joci E3 că va trebui să-ți deschizi ulterior nebunul din C1. Tu ai jucat, am jucat cal F6, tu ai jucat nebun D3, C5. DC5 e o nouă greșeală. Nu schimbi pionul central pe un pion lateral. Pionul central are o valoare mai mare. Ți-am zis, cum ți-am arătat mai înainte, mai bine consolidezi pionul decât să iei în C5 și după aia, după cal C6, poți să joci un zidus nou, Stonewall, așa se numește așezarea asta, cu culori inversate. Și nebunul, ți-am zis, îl scoți ulterior pe acolo. Dacă tot l-ai închis. DC5, dama A5, nebun D2, dama C5, cal F3, cal C6, B3. N-am înțeles mutarea B3. De ce ți-a fost frică? Ai vrut să susții C4? Nu muta piesele pe flancul damei, mutările astea B3, nebun D2, înainte să faci rocada. Deocamdată tu nu ai centru. Tu dacă vrei să obții ceva, trebuie să reacționezi în centru cu E4, nu să te concentrezi pe mutări laterale. Gen C4. Trebuie să te concentrezi la controlul centrului.
B3, E5, C4, nu te-ai uitat efectiv ce amenință negru. Deci prima întrebare care ne-o punem aici, ce amenință negru, ce vrea să ne facă? Observi amenințarea de furculiță și pleci cu nebunul. Asta e. Dacă n-ai fost atent mai devreme, acum e momentul să-ți recunoști greșeala. Bineînțeles, după E5, nebunul ăsta de aici nu te ajută pentru că îți întrerupe circulația pieselor. Dama nu-ți mai apără câmpul D4. Și asta pentru că ai pierdut tempo-uri. Deci pionul ăsta când a luat, nu numai că ai pierdut un pion central, ai pierdut și un tempo, care te-a costat mai încolo. E4, cal C3, aici măcar îți vinzi pielea cât mai scump. Măcar un pion să recuperezi pe nebun. Joci nebun E2. Și la bătaie bați așa. Sau bați cu pionul să ții pionul din C4 apărat. Tu ai jucat cal C3, nici nu te-ai uitat că pierzi un pion. Ai atacat pionul, eu ți-am luat un al doilea pion, apărându-mi și pionul din D3. BC4, dama C4, dama B5. Interesant. Într-adevăr, e greșit pentru mine să bat aici. Vei bate cu calul și apoi ameninți cal C7 șah turn. Și bineînțeles, nu-mi convine aici să joc rege D8. Deși cu piesă și pion în plus, nu cred că negru are o problemă, dar am jucat dama C5, tur de 1, ai mai pierdut și controlul pe câmpuri albe, aici poziția se cedează, n-are rost să mai joci. A fost interesant așa cum am realizat avantajul. Practic, din nou, aici nu te întreb ce amenință negru. Singura ta șansă e să pleci ca să păstrezi piesa și în momentul în care eu bat, bați cu calul, bați cu calul, bați cu turnul și acum apăr. Dar joci aceeași poziție care ai jucat-o și tu, dar cu un singur cal în plus la mine față de poziția aceasta, când am și un cal și un nebun în plus. Am apărat și la sfârșit, mă rog, am dublat turnurile pe linia a treia și ai luat mat, dar superioritatea negrului oricum era foarte mare. Sper că ai înțeles, Andrei. Factorul timp este foarte mult important în deschidere, cum am văzut și în partida cu prietenul nostru din Sovata. Trebuie să ne dezvoltăm repede și să evităm mutările inutile de pioni. Așadar, nu uitați de site-ul nostru chessopen.net, nu uitați de lecțiile cu elemente tactice. În primul rând, aveți un video despre captură pe care vă invit să-l urmăriți și de asemenea de turneul de la Severin. Andrei n-are legătură, oricât ai fi de bolnav, ce ți-am spus eu. Și dacă te trezești la două noaptea din somn, trebuie să fii atent. Dacă joci șah, trebuie să te întrebi în permanență ce amenință adversarul. Vă doresc un weekend plăcut, partide cât mai bune și să ne întâlnim cu bine vinerea viitoare.